Când ajungi la pușcărie și trebuie în același timp să trăiești în niște condiții inumane în interiorul pușcăriei, pentru că pușcăria are 200 de ani într-un fort, într-un vechi castel în care nici nu există instalații de canalizare ca să poți să zici că în celula ta măcar să poți să-ți faci treburile normal. O toaletă. Eram închis la pușcăria Forest, Forest în traducere pădurea. Și aveam deja 2 luni de zile de când eram închis acolo. Am fost făcut o cerere ca să mă duc pe secția de muncă, neștiind că acolo pe secția de muncă celulele sunt cu găleată. Adică trebuia să-ți faci treburile la găleată, pentru că nu era sistem de canalizare și trebuia să ne facem treburile la găleată. Puneai un capac și dimineața, când se deschidea celulele și toată lumea trebuia să se ducă la muncă, ba la ateliere, ba la vestiar, ba la bucătărie, ba care munceau pe secțiile de unde se dădea mâncarea, ba fiecare avea locul lui unde era trimis la locul de muncă. Și acum aveam 2 luni de zile de când eram pe secție normală, stăteam câte 23 de ore închis pe celulă, aveam dimineața la ora 7 plimbarea și pur și simplu vreau un pic de libertate ca să pot să mai ieși eu, să mai umblu pe secție, să mă duc pe o secție pe alta, să mai am un contact mult mai bun cu lumea, pentru că în afară de colegul tău de celulă, pe perioada zilei nu te întâlneai cu nimeni decât cu gardianul, dacă mai venea când îți aducea mâncarea sau lăsa o scrisoare sau te scotea la telefon. Și aveam nevoie de mai multă libertate. Și atunci mi-am făcut raport ca să mă duc pe secția de muncă. După 2 luni de zile, raportul meu a fost acceptat, am fost trimis pe secția de muncă, dar surpriza mea mare a fost că pe secția de muncă erau trei paliere, parter 1, 2 și 3. Și toată lumea era cu găleată în cameră. Deci nu existau toalete. Bă, o pușcărie așa bătrână, nenorocită rău tare. Nenorocită, rău, tare, bătrână, toți pereții scorojați, scriși. Pușile la celule trebuia să se întrântească în ele ca să poată să le închidă. Un sistem foarte, foarte învechit, inclusiv și gardieni, te doare pula, ca și pușcăria. Obosiți și saturați pentru că sistemul era saturat. Și în momentul de față e saturat, e plin, peste decât ar trebui să fie în interior. Și plus că condițiile erau nasoale rău tare. Erau urâte rău tare. Șobolanii erau ca pisicile de mari. Când ieșeai la plimbare pe lângă gard jos, erau ca și pisicile deja, nu se mai speriau să fugă, să cumva că se sperie că am ieșit noi la plimbare, nici într-un fel. Nu. Faza era că când am ajuns, surpriza mea mare, când am ajuns pe secția de muncă, mi-am dat seama că nu există toaletă în celulă. Și mă uitam așa, vedeam celula fără toaletă, îl întreb pe un băiat de acolo, zic, da, unde sunt toaletele? Zice, vezi găleata aia de acolo din colț? Zice, acolo trebuie să facem treburile. Păi zic, cum, la găleată? Ce da, la găleată, frățioare, că aici secția asta nu are canalizare, nu are sistem de branșare pentru toalete. Deci era așa de învechită pușcăria, înțelegi, încât nu puteai să pui nici o plită ca să poți să-ți faci ceva de mâncare, dar gândește că trebuia să stai cu hândelul în cameră, în găleată. Pentru mine era ceva nou. Pentru că nu mă așteptam la așa ceva, mă gândeam, bă, o țară ca Belgia, trăim într-o nouă eră, să
fii într-o pușcărie în care nici măcar să nu existe sistem de canalizare în celule și să ai o toaletă normală. Că, nu, în alelalte secții erau sistem de canalizare, erau toalete în celulă, avea un paravan din lemn așa făcut, scurt, așa cam la 1,5 m, după care îl trăgeai în fața ta când te puneai pe toaletă, bine, te auza colegul tău cum tragi părțuri cum ăsta, că n-aveai ce face, frate, așa era sistemul. Deci un sistem foarte vechi, nu era cu cameră să poți să închizi, îți dai seama, mirosul se extindea în celulă. Deci, sunt niște chestii urâte care trebuie să le suporți. Să le suporți și nu știu câți dintre voi sunteți capabili să treceți prin așa ceva. Sunteți mulți care zbirați, mie, măi, mie, și tu ce, mă? Dacă treceați prin ceea ce am trecut eu în viața mea, vă spun eu că nu mai era starea așa în gură. Și să ieșiți de acolo cu picioarele voastre. Era un sistem așa de îmbătrânit și așa de murdar și de infect, începând de la gardieni, celule și sistem judiciar. Pur și simplu îi durea în pulă de tine. Dacă putea să te extermine, te extermina. Dacă erai prea tare în gură, vineau 10-20 de gardieni, te puneau la pământ, vinea asistenta medicală împreună cu doctorița, îți puteau injecții de aia și te băga 6 luni de zile pe lângă perete. Și dacă îți mai reveneai bine, era ok. Mulți, foarte mulți, pe pastile, pe pastile, pastilați, fiecare seară la pastilă. Și pe secția asta de muncă eram obligați toți ca să fim îmbrăcați în alb, ca să fim recunoscuți când mergem de pe o secție pe alta, pentru că suntem de pe secția de muncă. Singurul lucru care era bine acolo, că aveai ușile la celulă pe timp de zi deschise. Deschise și puteai să te duci la o celulă alta. Lumea era mult mai bine pentru că muncea, avea bani, putea să-și cumpere, să-și facă o cantină, era mai libertate, găseai un telefon, găseai de mâncare, găseai una alta în care puteai să îți suplinești ritmul și timpul tău acolo pe penitenciarul ăsta. Urât rău tare penitenciar, care și în momentul de față e activ, dar au devenit un penitenciar de pedepse prelungite. De pedepse prelungite. Adică s-au limitat numărul de deținuți la jumătate și au făcut pentru pedepse, pentru condamnări sfârșite. Gândește-te că dacă vrei să te duci la toaletă, trebuia să ridici capacul de la găleată, să-ți faci treburile și după aceea dimineața mergeai la o intrare de asta, într-o cameră de asta comună, unde erau 3 ghiuvete de astea mari, unde pur și simplu mergeai să arunci hândelul și cu la robinet spălai găleata și după aceea puneai un pic de clor pe fund la găleată și duceai găleata înapoi în cameră. Nu știu câți ați trecut în viața voastră prin așa ceva și ați suportat așa ceva. E adevărat. E adevărat, mulți o să ziceți, bă, dar pe cine te-o pus să ajungi acolo? E adevărat și asta, e adevărat. Dar nu știi când soarta te duce prin asemenea locuri. Înțelegi? Nu știi când soarta te duce prin asemenea locuri și trebuie să gestionezi situația ca să ieși de acolo cu capul înainte. Să nu ieși tulburat psihic. Să nu ieși cu depresii, să nu ieși cu probleme fizice. Pentru că scandalurile și problemele erau la ordinele zilei. De la orice putea să izbucnească în fiecare zi un scandal. Ba cu deținuții, ba cu gardienii, ba în celulă, pentru că tot timpul era o presiune. Poate vinea omul supărat de la vizită. Înțelegi? Erai cu el în celulă, nu-i plăcea lui că ai zis ceva și începeai și te certai cu el și ieșea la scandal, la bătaie. Și dintr-o dată situația se întorcea la 360 de grade. Și vedeai că trebuia să schimbi secția, trebuia să te întorci înapoi unde trebuie să stai 23 de ore închis în celulă.
Și presiunea asta la care erai pus și erai obligat să faci tot timpul atenție ca să nu se ducă în scandal, ca lucrurile să se rezolve de la sine și cu vorbă bună. Deci, gândiți-vă că am avut perioade din viața mea când am trăit într-un sistem penitenciar, cred că cum nu există în Europa, cu găleată în cameră, cu găleată în cameră, în situații dificile, în care tu trebuie să suporți tot felul de presiuni de astea făcute din partea sistemului. Că dacă avea un sistem cum trebuie, nu cred că erau problemele astea. Bine, nu toate pușcăriile din Belgia sunt așa, asta e singura pușcărie. Erau și condamnați la CEDO de... Da. Dacă n-au unde să te țină, obligați să te țină undeva. Și atunci tu trebuie să accepți. N-ai ce faci. Închizi gura și mergi mai departe. Nu crezi că dacă te caci în cameră, o să-ți vorbească mai frumos, pentru că, how, tu ai de suferit. Nu, ei nu-l interesează. Nu-l interesează. De asta, mulți care lătrați și vorbiți aiurea, tăceți din gură. Tăceți din gură, că nu o să treceți și voi prin locurile pe unde am trecut eu, printr-un sistem de ăsta urât, cu condiții urâte, cu multe, multe, multe probleme. Atunci mai puteți să stați cu mine de vorbă. Până atunci, nu mai lătrați și îmi spuneți, bă, ce ai făcut și tu, pe unde ai trecut, că și tu ești băiat, că... Lucrurile astea, pur și simplu, pe mine mă lasă rece. Pentru că am văzut prea multe la viața mea, în sistemul penitenciar. Am trecut prin unele penitenciare de maximă securitate, ca și Bruges, ca și Bruxelles, Forest, unde un sistem pur și simplu catastrofal. Și am avut perioade în care a trebuit să stau acolo și a trebuit să mă descurc. Să ies cu capul înainte și să nu ies tulburat. Aș vrea să văd pe voi cum ați face să reușiți într-un sistem de ăsta fără bani, fără vizite, fără familie și să ieșiți cu capul înainte, ne fiind afectați prin ceea ce ați trecut. Vă spun că o mare parte din români care ajungeau acolo își jugau moartea și ziceau cu gura lor că nici o dată în viața lor nu o să mai vină în Belgia. Că nu au crezut în viața lor că un asemenea sistem de penitenciar poate să existe în Europa cu asemenea condiții. Înțelegeți? Și ăștia care tot lătrați și vă aruncați în sus. Și tăceți din gură. Tăceți din gură pentru că nu impresionați pe nimeni. Mai ales pe o persoană ca mine, că am greu să mă impresionați. Pentru că am trecut prin cele mai dificile lucruri în viața mea. Prin cele mai dificile sisteme. Am răbdat gardieni, procurori, bătăi, scandaluri, presiuni în sistemul ăsta penitenciar. Deci, foame de toate. Pentru că orgoliul din mine nu mă lăsa să mă duc să cer la altul. Înțelegi? Dacă nu era a meu. Eu nu sunt persoana aia care să mă duc să cerșez la o celulă la alta. Mie îmi place să fie al meu. Niciodată nu m-am dus să mă îndoi. Chiar dacă știam că îmi doream să beau poate o sticlă de Coca-Cola sau să fumez o țigară. Din momentul când intram în sistemul de penitenciar, când mă întreba ăla la intrare, ești fumător sau nefumător? Chiar dacă fumam afară, ziceam, sunt nefumător. Pentru că mă lăsam din ziua aia de țigări. Deci curajul deja de la prima zi când intram, renunțam direct la țigări. Și mergeam pe camere de nefumători.
Deci, gândiți-vă bine, ăștia care tot veniți și încercați să vă agățați de viața mea. Eu în viața mea mi-am gestionat foarte bine problemele. Lucru care trebuie să vă gândiți bine dacă sunteți capabili și voi să vi le gestionați la fel. După aceea să veniți să lătrați la mine și să-mi spuneți, bă, da, e adevărat, am plătit. Și o să plătesc în continuare dacă o să fac pentru infracțiunile sau problemele care o să apară în viața mea. De acolo să mă condamnați voi pe mine, să-mi spuneți unele lucruri, bă, că tu nu știi, că nu știi cum stă treaba, cu ce să mănâncă. Vă înșelați amarnic. Vă înșelați amarnic. Cam asta a fost storiile de astăzi despre povestea sistemului penitenciar din Belgia, care mulți crede și visează că e un sistem de lux. Nu, no, vă înșelați amarnic. E un sistem foarte greu în care ei te face ca tu să te gândești bine dacă o să mai vii vreodată în Belgia și o să mai faci infracțiuni pe aici. Și vă spun eu, care au fost la pușcărie, la Bruxelles, la Forest, ăla nu mai vine niciodată în Belgia. Ăla, hei, când aude de Belgia, o colește și ce zice, lasă-mă, frate, că nu mă mai duc acolo niciodată. Unde mi-ai văzut în 2021 să te caci încă la găleată în celulă? Victor vă salută pe toți cu respect. Nu vreau să-l jignesc pe nimeni, dar trebuie să înțelegeți că prin ceea ce am trecut eu, trebuie să ai mult curaj ca să ieși cu capul înainte dintr-un asemenea sistem. Vă salut pe toți și aveți grijă de voi și nu uitați, tot timpul sunt aici pentru voi.